Bine v-a regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Săgetător. Haideți să facem etalarea pentru perioada 18-31 octombrie 2020, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă. Țin să precizez că acest video este valabil pentru cei care sunteți din Zodia Săgetător, dar și pentru cei care aveți ascendent și descendent în această zodie. Haideți să vedem energia voastră, energia celor din Zodia Săgetător, 18-31 octombrie 2020. Energia voastră pentru perioada. Lasă-ți prietenii să te ajute, familia, prietenii, în legătură, cum vedem aici în această imagine, cu o persoană nouă pe care ai găsit-o sau o persoană nouă pe care ai cunoscut-o în viața ta. Stai optimist în legătură cu viața ta amoroasă. Gândirea pozitivă și credința, în primul rând, în destinul tău, că este ceva menit ție, o să aducă în viața ta lucruri frumoase, dragostea adevărată. Dacă ai întâlnit deja pe cineva, este persoana potrivită pentru tine, dar lasă familia și prietenii să te ajute în a nu devia de la asta. Și stai optimist în legătură cu viața ta amoroasă pentru cei care ați trecut printr-o decepție și poate aveți o problemă că vă mai întoarceți capul către trecut și vă mai gândiți la trecut din când în când. Ok, haideți să vedem ce spune și tarotul. Săgetător. Iar dacă este vorba de carieră, sunteți sfătuiți să lăsați energia voastră, să lăsați persoanele din jurul vostru să vă ajute. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Săgetător în perioada 18-31 octombrie 2020? Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Săgetător în perioada 18-31 octombrie 2020? Exact, un nou început. Destul de puternic, însă povara asta despre care vorbeam aici este durerea voastră legată de o trădare din trecut. Clar a apărut o a treia energie și anume o nouă persoană în viața voastră sau urmează să apară. O persoană care o să aducă foarte multă fericire, este o persoană foarte stabilă și o să aducă foarte multă fericire în viața voastră. Ca și zodii văd că aveți de-a face cu Taur, Berbec, Leu, Fecioară, Capricorn, poate fi chiar și Rac și Gemeni. Eu văd aici că există un nou început în care voi vreți să fiți persoane stabile sau veți cunoaște pe cineva de asemenea natură. O persoană care o să vă aducă foarte multă fericire, o persoană care o să vă împlinească sufletește. Supărarea asta este temporară la voi și greutatea asta pe suflet pentru ce s-a întâmplat în trecut cu această trădare. Ați fost înșelați, ați fost trădați de o persoană din Taur, Fecioară, Capricorn sau Rac, Scorpion. Durerea asta o să treacă, este ceva temporar. Și persoana din prezent ajută foarte mult ca voi să vă vindecați în privința asta. Haideți să vedem clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Săgetător. Perioada 18-31 octombrie 2020. Clarificarea cărților de pe masă. Este un început sau a început totul destul de încet, destul de lent. Poate că încă stați sau ați stat să vă gândiți sau să oscilați dacă să aveți acest nou început sau să vă mai gândiți încă la ce a fost în trecut. Dar aveți foarte multă putere și forță și mentală și fizică, exact, să duceți această povară, să
ați iubit foarte mult în acea relație și ați dat tot ce ați avut mai bun. Însă asta este ceva trecător. Persoana care v-a trădat este o persoană destul de materialistă, dar este o persoană care în curând o să rămână singur sau singură. Văd că vă grăbiți către acest nou început sau dacă ați cunoscut persoana asta, să creați ceva frumos împreună. Din energia asta lentă v-ați hotărât sau vă hotărâți să avansați destul de repede. Ok, persoana din trecut o să încerce să interfereze cu această energie pozitivă, dar voi, uitați, soarele și 10 de pentacule. Asta o să creați cu persoana nouă din viața voastră. Ați avut un moment în care ați așteptat vești din partea persoanei din trecut și poate că încă sunteți în această energie, că totuși vorbim de energia viitorului. Poate încă sunteți în această energie lentă și așteptați vești din partea trecutului și oscilați dacă să porniți în forță cu persoana nouă sau să mai așteptați. Dar eu văd aici că o să porniți cu tot ca, cu toată greutatea asta și cu faptul că încă în sufletul vostru există suferință. Ok? Pentru că persoana care v-a trădat a făcut-o cu cineva, cu a treia energie, aici roata se întoarce, ok? Aici începe frumosul. Aici roata se întoarce. Voi, cu persoana pe care ați găsit-o, a treia energie la voi, persoana nouă, este ceva menit vouă. Și atunci când voi conștientizați că persoana din trecut rămâne singur sau singură și o să aflați veștile astea, și că, și că îi pare rău pentru tot ce v-a făcut și suferă, și când află că v-ați găsit pe altcineva, roata se întoarce. Dar pe voi nu vă mai interesează. Pentru că voi v-ați găsit echilibru cu acest suflet pereche care a apărut în viața voastră și poate mulți dintre voi cu această persoană veți prospera din toate punctele de vedere, veți crea o familie, o casă, o stabilitate. Ok? Clar, după ce înțelegeți că așteptați degeaba, ca să spun așa, pentru că lucrurile nu se întâmplă când vreți voi, oricum o să aflați de această roată care s-a întors pentru persoana care v-a trădat, mergeți mai departe, sunteți indefensivă cu orice formă de împăcare cu persoana din trecut, ok? Persoana din trecut o să plângă foarte mult când o să afle că voi aveți o altă relație, ok? Și aici este o... Poate că aveți momente când stați în mintea voastră și vă gândiți. Dar de aici încolo este o energie foarte pozitivă. Sunteți din ce în ce, veți fi din ce în ce mai convinși că pe cine ați cunoscut este sufletul vostru pereche și începeți să vă deschideți sufletul și să aveți sentimente către persoana asta, care este o persoană logică, este o persoană puternică, este o persoană... aveți ce vorbi cu această persoană, aveți foarte multe lucruri de învățat, aveți foarte multe lucruri în comun. Clar se lasă în urmă ce a fost. Poate mulți dintre voi ați divorțat sau divorțați de persoana asta. A fost o durere foarte mare. Și acum înțelegeți că a fost o relație karmică, toxică, care sunteți indefensivă sub orice formă, pentru că aveți claritate și ați văzut totul clar. Acum înțelegeți despre ce este vorba. Persoana din trecut, aici este ca și cum, poate că și voi, persoana nouă, și voi și persoana nouă, aveți pe cineva în trecut care vă regretă și vine către voi, dar și către persoana nouă vine cineva din trecut. Pentru că parcă amândoi ați trecut printr-o suferință destul de mare, și persoanele voastre din trecut vă regretă. O să fiți puțin cu doi de săbi dați peste cap de intervenția trecutului către voi, dar aveți încredere în intuiția voastră și în faptul că asta este ceea ce vă doriți cu adevărat. Mergeți mai departe, suferința asta nu mai contează pentru niciunul dintre voi.
Vreți pur și simplu să explorați noua relație și nu vă mai interesează fosta absolut deloc. Vreau să fac o clarificare aici pentru soare. Dacă v-a trădat cineva din Taur Fecioară Capricorn, a avut o victorie de scurtă durată, pentru că va avea turnul, ok? Când o să afle că voi v-ați găsit pe altcineva și va dori un nou început cu voi, dar voi nu o să mai acceptați, nu o să dați niciun răspuns. În ce aveți claritate cu astfel de săbii? Aveți claritate în persoana asta nouă pe care ați găsit-o, din leu, berbec, săgetător. Ok? Aveți claritate că vă doriți un nou început serios. Treiul de săbii întors. Și aveți claritate că totul a murit în materie de suferință. Totul va muri. Că stagnarea asta nu ducea nicăieri. Că nu vreți să mai dați nimic trecutului, că n-a existat egalitate și pur și simplu persoana din trecut nu v-a meritat. Și aveți claritate că persoana din trecut este o persoană vicleană care își merită suferința pe care o să o aibă. Bun, atât am avut și pentru voi cei din Zodia Săgetător pentru perioada 18-31 octombrie. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc, vă pup și vă aștept la un nou video.